Siropul adesea folosit pentru a îmbunătăți gustul băuturilor sau pentru a adăuga un plus de dulceață în preparatele culinare ascunde în spatele gustului dulce adevărate pericole pentru sănătate. Doctorul Ioan Florin Bălănică, specialist în psihonutriție și terapie medicală nutrițională, avertizează că siropurile nu ar trebui să facă parte din dieta noastră zilnică, mai ales în cazul copiilor. Potrivit explicațiilor doctorului Florin Ioan Bălănică, siropul reprezintă un amestec de fructe supuse unui proces de fermentație în contact cu zahărul. Rezultatul acestui proces este un zahăr concentrat, iar consumul pe termen lung poate duce la creșterea în greutate. Specialistul recomandă cu fermitate evitarea consumului de siropuri naturale, mai ales în cazul copiilor. În ceea ce privește siropurile care conțin îndulcitori în loc de zahăr, doctorul Bălănică atrage atenția asupra riscului de dezvoltare a bolilor cardiovasculare asociate cu aceste produse. Studiile moderne relevă că un consum constant de înlocuitori ai zahărului crește riscul de depunere a grăsimilor în zona trunchiului, contribuind implicit la apariția bolilor cardiovasculare. Acest avertisment se aplică oricărui consumator excesiv și pe termen lung de astfel de produse. Majoritatea siropurilor comercializate conțin o cantitate semnificativă de zahăr, transformându-le în alimente bogate în calorii. Consumul excesiv de zahăr poate avea consecințe negative, dintre care crește în greutate, probleme dentare și impact advers asupra sănătății generale. În general, siropurile oferă calorii goale, fără a furniza substanțe nutritive esențiale precum vitamine sau minerale. Doctorul Florin Ioan Bălănică subliniază că din cauza consumului ridicat de zahăr, aceste produse pot cauza o creștere rapidă a nivelului de zahăr din sânge, având consecințe problematice pentru persoanele cu diabet sau pentru cele care își doresc menținerea nivelului glicemiei sub control. Avertizările aduse de doctorul Florin Ioan Bălănică aduce în prim plan necesitatea conștientizării impactului asupra sănătății al unui consum excesiv de siropuri. Înlocuirea acestora cu alternative mai sănătoase și echilibrate poate contribui la menținerea unei sănătăți optime, în special în ceea ce privește sistemul cardiovascular, relatează click.ro.